Există o legendă locală legată de construcția barajului Paltinu. Potrivit acestei legende, în vremuri străvechi, pe malul râului Prahova trăia o tânără frumoasă și curajoasă numită Paltina. Ea era iubită de toți locuitorii din zonă datorită bunătății și generozității ei. Într-o zi, un războinic rău a venit în sat și a vrut să o răpească pe Paltina, dorind-o ca soție. Cei din sat s-au opus acestei idei și au încercat să o protejeze pe tânără, dar războinicul era puternic și amenințător. În ciuda tuturor eforturilor lor, el a reușit să o captureze pe Paltina și a pornit cu ea într-o lungă călătorie prin munți. În timpul călătoriei, Paltina a reușit să se elibereze și a fugit folosindu-se de abilitățile ei de vânătoare și de cunoștințele acumulate în natură. Războinicul a pornit în urmărirea ei și în cele din urmă au ajuns pe malul râului Prahova. Aici, Paltina s-a rugat disperată către zeii naturii să o ajute. Zeii au ascultat rugămintea ei și au transformat-o pe Paltina într-un paltin, un copac înalt și grațios. Atunci când războinicul a ajuns la malul râului, a fost surprins să vadă că tânăra a dispărut. În schimb, a găsit un copac în locul ei. Frustrat și furios, războinicul a lovit copacul cu o sabie, formând astfel o scobitură în trunchi. Această scobitură este acum locul în care a fost construit barajul Paltinu. Se spune că natura s-a răzbunat astfel pe războinicul rău, transformându-l într-o forță benefică și utilă pentru toți oamenii din zonă, iar acum barajul asigură energie electrică și apă potabilă. În memoria tânărei curajoase, locul a fost numit Barajul Paltinu. Astăzi, povestea legendară a lui Paltina continuă să trăiască în inimile localnicilor și să atragă turiști care vizitează acest loc fantastic de frumos.